Astăzi vorbim despre Apostolul Toma și despre Evanghelia după Toma, text și comentarii de Henri Charpue, o carte publicată în colecția manuscris a editurii Herald. Evanghelia după Toma este una dintre cele 49 descrieri pe care le reunesc cele 13 volume descoperite din întâmplare de un localnic arab către anul 1945 în apropiere de Nag Hammadin, Egiptul de Sus, aproape de Luxor, cunoscute și sub denumirea de Scripturile Gnostice de la Nag Hammadi. Cele 13 codexuri descoperite reprezintă biblioteca unei comunități gnostice alcătuită în secolele 3, 4 sau 5. Aceste codexuri conțin lucrări de proveniență diversă, setiene în marea lor majoritate, dar și valentiniene sau hermetice, redactate în mai multe dialecte copte, în principal în cel sahidic, numit uneori dialectul tebaic sau copt din Egiptul Superior. Textul în limba coptă a fost stabilit și tradus de Guillemot, Henri Charpue și Abd al-Mazi. Acest text a fost corectat, modificat pe alocuri sau completat în mai multe rânduri. Evanghelia după Toma a făcut senzație de îndată ce existența sa a fost adusă la cunoștința publicului larg. Este o culegere de 114 logia sau logios, rostiri, pe care Iisus Hristos le-ar fi adresat discipolului său Toma și pe care acesta le-a păstrat secrete. Deoarece textul cu 114 rostiri este o copie a unei traduceri copte, există presupunerea că scrierea ar fi anterioară secolului al II-lea, dar, potrivit specialiștilor, nu este mai veche decât textele canonice. Evanghelia lui Toma este datată între 60 și 140 după Hristos, adică contemporană cu Evangheliile canonice. Aceste cuvinte atribuite lui Iisus Hristos au circulat îndeosebi în mediile gnostice și maniheene. Unele se aseamănă foarte bine cu enunțuri din Noul Testament, altele necunoscute dezvăluie numeroase doctrine ezoterice și teme gnostice. Analizând în profunzime tot acest curent de gândire, autorul acestei lucrări, Henri Charpue, ne oferă o interpretare sistematică de o mare complexitate și bogăție. Lucrarea Evanghelia după Toma începe cu o notă gnostică. Acestea sunt cuvinte tainice pe care le-a rostit Iisus cel viu și pe care Didimos Iuda Toma, geamănul, le-a așternut în scris. Referințele la geamăn abundă, apostolul este numit Didim Iuda Toma, în măsura în care atât Didimos cât și Toma înseamnă geamăn în limba greacă, respectiv în aramaică Teoma. De ce există din partea bisericii o reținere în ceea ce privește aceste texte necanonice? Care sunt elementele comune între Evangheliile apocrife și cele sinoptice sau canonice? De ce l-a trimis Iisus Hristos pe apostolul Toma să propovăduiască în India? Tot ceea ce citim în aceste texte trebuie filtrat prin intermediul textului sacru, adică cele patru Evanghelii sinoptice. Dar găsim o serie de elemente comune, esențiale, în aceste evanghelii pe care le numim apocrife, fie că vorbim despre Evanghelia lui Filip sau Evanghelia lui Toma. Dacă adevărul este absolut, el cuprinde toate perspectivele. Din punct de vedere inițiatic, Evanghelia lui Toma este o completare, mai ales la Evanghelia lui Ioan. Iată cuvintele tainice pe care Iisus cel viu le-a rostit și pe care Didimos Iuda Toma le-a așternut în scris. Și el a spus: cel ce va desluși tâlcul acestor cuvinte nu va gusta moartea. Iisus a spus: cel ce caută să nu înceteze să caute până când nu va afla, și când va afla, el se va tulbura, și tulburat fiind, el va fi uimit și va stăpâni peste tot.
Iisus a spus: dacă cei ce vă călăuzesc vă spun, iată împărăția este în cer, atunci păsările cerului vor ajunge înaintea voastră. Dacă aceștia vă spun că este în mare, atunci peștii vor ajunge înaintea voastră. Însă împărăția este în lăuntrul vostru și este în afara voastră. Când vă veți cunoaște, atunci veți fi cunoscuți și veți ști că sunteți fii ai Tatălui care este viu. Dar dacă nu vă cunoașteți, atunci voi sunteți în sărăcie și sunteți însăși sărăcia. Iisus a spus ucenicilor săi: asemuiți-mă, spuneți-mi cu cine semăn eu. Simon Petru i-a spus: tu semeni cu un înger drept. Matei i-a spus: tu ești asemenea unui filozof înțelept. Toma i-a spus: învățătorule, gura mea se împotrivește ca eu să spun cu cine te asemeni. Atunci Iisus a zis: eu nu sunt învățătorul tău, căci tu ai băut și te-ai îmbătat din izvorul clocotitor pe care eu l-am măsurat. Și l-a luat, l-a tras deoparte pe Toma și a spus trei cuvinte. Iar când Toma s-a întors la însoțitării săi, aceștia l-au întrebat: ce ți-a spus Iisus? Toma le-a zis: dacă vă spun una dintre vorbele pe care el mi le-a zis, veți lua pietre și veți arunca cu ele în mine și un foc va ieși din pietre și vă va arde.